Binecuvântat să fie Domnul și Mântuitorul nostru. Și binecuvântat să fie cei mântuiți până acum și cei mântuiți în mod oficial și de astăzi. Amin. Și fie că harul Domnului să se întindă peste toți. Amin. Și alți oameni de diferite vârste din această localitate și nu numai, să intre în mântuirea și în împărăția Domnului. Amin. Amin. Am citit despre ziua Domnului. Și aceasta vreau să fie tema lecției noastre de astăzi. Ziua Domnului. Ce este ziua Domnului? Ce vă amintiți că ați citit din Scriptură despre ziua aceasta? Ce ați înțeles? De ce îi spune ziua Domnului? În primul rând pentru că este ziua în care Domnul va prelua controlul total și va dispune de toată autoritatea pe care o are. Sunt alte zile care sunt ale noastre și suntem lăsați să facem ce vrem. Avem libertate. Noi, demonii au libertate. Dar va veni o zi. Și scrie că diavolul știe că nu mai este mult. Cred că știm și noi. În care Dumnezeu va intra El să pună lucrurile la punct. Nu le va mai lăsa să curgă așa de la sine. El își va dovedi autoritatea de Dumnezeu. Să vă citesc din Scriptură despre aceasta, spune profetul Obadia în capitolul 1, versetul 15. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. De ce? Pentru că este ziua în care Dumnezeu va intra pe rol ca să pună lucrurile în ordine, la punct, să răsplătească fiecăruia. Citim tot din cărțile profetice, din Ioel, capitolul 2, versetul 1. Sunați din trâmbiți în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape. Versetul 11. Spuneam că este ziua în care Domnul își va dovedi autoritatea. Domnul va face să sune glasul lui înaintea oștirii sale, că ștabrea lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic. Da, mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? Rămânând tot cartea profeților, vă citesc din Isaia, din capitolul 2. Este o înșiruire din care nu vă citesc chiar totul, de la versetul 11 doar. Omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Căci este o zi a Domnului oștirilor. Atunci toți oamenii vor tăcea, va fi ziua în care Dumnezeu va vorbi. Va răsplăti fiecăruia, își va dovedi autoritatea. Credeți într-o astfel de zi? Atunci se vor lămuri toți oamenii. Mă gândeam la oamenii din vremea noastră care, știți, noile curente filozofice și politice chiar, să n-audă de Dumnezeu. Creștinismul le îngrădește libertate, nu îi lasă să facă ceea ce vor. Ce vor zice ei în ziua aceea, când Dumnezeu se va scula să îngrozească pământul? Când a vorbit Dumnezeu la Sinai, toți au tremurat. Moise spunea, sunt îngrozit și tremur. Mare va fi ziua aceea. Îi zice, repet și încheie de aceasta, ziua Domnului, pentru că atunci numai Domnul va face ceea ce vrea
Și numai El va vorbi. A Lui să fie slava în veci. Amin. În al doilea rând, vă spun și vă citesc din Scripturi despre ziua aceea, așa cum amintea și Petru în textul care l-am citit, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Și scrie și în 1 Tesaloniceni, la capitolul 5, citesc de la versetul 2, pentru că voi știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, când vor zice pace și liniște. Atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durere naștere, peste femeia sărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț, ca un laț, cum spune în Luca 21, pentru toți locuitorii pământului. Va fi o surpriză totală. Nu se vor aștepta oamenii, vor fi îngroziți. Dar noi așteptăm ziua aceea. Cântăm despre ea. Dacă veți fi pocăiți, o puteți aștepta și voi în liniște. Și alții o vor aștepta cu spaimă. Da? Cum spune un vers a fratelui Ioanid, în ziua aceea când oamenii se vor îngrozi, eu voi șopti cu adorare. E Tatăl meu. Aleluia. Ziua vestită de toți prorocii, zice în Mica, capitolul 7, atunci va fi uluiala lor. A lor, nu a noastră. Și am citit aici în Tesaloniceni, că noi așteptăm ziua aceea și avem un cuvânt frumos, Maranata, Domnul nostru vine. Și Domnul ne-a învățat să-L așteptăm la fiecare strajă din noapte, în fiecare zi și în fiecare ceas. E drept că scrie că va veni ziua în care nu vă gândiți. Adică dacă ar fi să ne dăm noi așa cu părerea, va fi așa de mare surpriza încât chiar în ziua aceea vom spune, nu ne așteptam tocmai acum. De aceea este bine să așteptăm ziua aceea, să o dorim. Va fi ziua multor așteptări, a marilor lucrărilor lui Dumnezeu, când totul va fi dat la iveală și Dumnezeu își va dovedi autoritatea așa cum spuneam. În al treilea rând, în ziua aceea, Domnul va răsplăti pe toți robii săi. Și despăcitesc despre asta, că ziua aceea nu va fi fără surpriză pentru nimeni, fie în bine, fie în rău. Dar eu mai întâi vreau să prezint partea în bine. Și mă gândeam și la slujirea ce o facem aici, eu cu predica, frații, cu cântările, fiecare cu ceea ce e dat astăzi. Spunea Apostolul Pavel 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 13, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc. Atunci nu mai rămân taine, totul se scoate la lumină. Versetul 14, dar lucrarea zis de cineva pe temelia aceasta va rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Atunci va fi răsplătită fiecăruia osteneala, niciun pahar de apă nu va rămâne nerăsplătit, spunea Domnul. Așa că ce facem, spune Scriptura, să facem ca pentru Domnul, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplată. Nu oamenii trebuie să bată în palme sau să ne aducă mulțumiri necesarii. Dacă o fac ca și respect, ca și apreciere, să o fac așa într-un spirit ca să nu se mândrească nimeni, slava să fie a Domnului. Dar adevărata laudă și răsplată ne va veni de sus, potrivit cu activitatea prestată de fiecare. Zice în a doua Corinteni 1:14, voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus. Când frații se vor putea prezenta, sau părinții, sau cei din jur, cu rodul adus pentru Domnul. Iată, eu și copiii care mi-a dat Domnul, cum zice profetul Isaia în capitolul 8. V-aș dori în ziua aceea să nu vă prezentați cu mâinile goale înaintea Domnului. În Vechiul Testament, la sărbători, era interzis să vină cineva cu mâinile goale. Trebuia să aduci ceva din binecuvântarea ce Domnul ți-a dat. Și scrie în Biblie că unul a primit un talent, dar l-a îngropat. Și a zis, e prea puțin, nu pot, am rezerve, am teamă. În ziua aceea a fost luat la rost
și n-a fost răsplătit, pe când ceilalți, cu mai mult sau mai puțin, fiecăruia cât i-a dat Domnul, că nici nu vrea Domnul să ne împovăreze, să ne streseze prea tare, dar vom putea să venim cu ceva înaintea Domnului. Să lucrați până în ziua aceea. În ziua aceea sunt doar răsplătirile. Se va plăti fiecăruia ceea ce a făcut. Mărit să fie Domnul. Ne vom bucura în ziua aceea? Va fi o zi de har, de împlinire, de răsplată, de intra în odihnă, în bucuria stăpânului. Spunea Apostolul Pavel, citesc din 2 Timotei, de la capitolul 4, învățându-l pe Timotei, rugându-l fierbinte, solemn ca înaintea lui Dumnezeu, că în ziua aceea așa va fi. Versetul 5. Fă lucru unui evanghelist, împlinește-ți bine slujba. Eu sunt la capăt de drum, versetul 8, de acum mă așteaptă cu una neprihănire pe care mi-a va da Domnul în ziua aceea, judecătorul cel drept. Și scrie în Apocalipsa că se va zice, drept ești, Doamne, că îi se va da la fiecare după dreptatea lui Dumnezeu. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Este o urare în aceeași epistolă, scrie în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 16, despre o familie. Că sunt lucruri care sunt ascunse. De aceea spunea Domnul, când faci ceva, să nu știi stânga ce face dreapta, în sensul de a nu te lăuda. Domnul să-și verse îndurarea peste casele Onisifor, căci de multe ori m-am îngăiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Și ascultați ce binecuvântare îi rostește apostolul. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Așadar să lucrăm cu râvnă. Dacă v-ați pocăit, asta înseamnă mântuire, dar să nu uitați să nu mergeți cu mâna goală. Până atunci faceți ceva pentru Domnul, că tot ce facem aici pentru noi e de puțină folosință. Așa le lăsăm, că dacă ne uităm înapoi mai rău, să trăim cu folos și Dumnezeu să vă binecuvinteze. În al patrulea rând, ziua aceea va fi pentru unii ziua pedepselor. Scriptura are multe versete, nu vreau să citesc prea multe, să nu speriu pe nimeni, deși bine ar fi unii să se sperie. Spune Scriptura în cartea prorocului Amos, citesc din capitolul 5, versetul 18, vai de cei ce doresc ziua Domnului. Dar noi trebuie să dorim, la ce se referă? Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Versetul 20, nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi întunecoasă și fără strălucire? Dar pentru cine? Enumeră aici. Pentru niște oameni falși. Și spune în profetul Sefania, vă citesc din capitolul 1, versetul 7, tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, că ziua Domnului este aproape. Versetul 14, ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape și vine în graba mare. Da, este ziua cea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceea va fi o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustire și nimicire, o zi de întuneric și negur, o zi de nor și de întunecime. O zi în care va răsuna trâmbița și strigăte de război împotriva cetăților întărite și turnurilor înalte. Da? Și zice Scriptura, și voi ați scăpat dacă v-ați pocăit cu adevărat. În Roman, la capitolul 2, după ce scrie în capitolul 1 că Dumnezeu se mânie pe orice păcat, numai că El este încet la mânie, și scrie în 2 cu 3, și crezi tu, omule, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu.
Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cumpietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Ce groază va fi în ziua aceea! Ce sentințe veșnice se vor da! Atunci oamenii, cum spune Scriptura, ar vrea să intre, să se ascundă de fața Domnului. Dar unde să se ascundă? Că zice tot în profeți, poți să se ascundă printre stele, coboară aici, în sala de judecată. Să se ascundă în adâncul mării și de acolo îi scoate. Și marea și morții și locuința morților, toți au sosit la apel. Avem noi o cântare, da ziua cea mare, grosnică va fi. Când toate popoarele vor sta la judecată. Dar deodată unii nu se gândesc, nu se tem, în ziua aceea se vor teme. Să vă păzească Dumnezeu de ziua aceea. Spunea un frate că a avut un vis cu ziua aceea. Și după visul acela a fost marcat încât a zis, nu știu dacă eu vom mai râde vreodată în viață. O să numai din ce am văzut, așa, o oarecare scenă. Îmi povestea un altul, a venit o furtună așa pe toată fața, toți oamenii au fost culcați la pământ, era un vis simbolic. Și într-o dată s-a auzit, toți sunt chemați într-o sală de judecat. Părea în față, așa, un plen acolo, de judecată de îngeri, și când ți-auzeai numele, fără să vrei, picioarele mișcau de la sine. Și nu mă făceau semn, într-o parte sau altă. Și-o zis, frate, am văzut pe unul care îl cunoșteam din adunare și l-a trimis la o sândă. Și am zis, dar-l cunosc, nu mai putem face ceva pentru el. Și îngerul din completul acela de pronunțarea sentinței a zis, absolut nimic nu se mai poate face. Totul e definitiv, hotărâre irevocabilă. Da? Nu degeaba spunea Domnul, nu vă temeți de oameni că ucid trupul. Temeți-vă de acela care poate să arunce cu totul în ghenă. Ziua Domnului va fi înfricoșătoare. Dumnezeu să ne dea îndurare astăzi. În ziua aceea nu se mai poate face ceva. Va fi prea târziu, Scriptura spune despre Esau că a plâns, era încă aici, dar expirase unda de har și de binecuvântare că a nesocotit ceea ce avea drept datorită familiei și felului în care s-a născut, că era primul. Nu uitați ce v-am spus până aici. Ziua Domnului va fi ziua în care El își va manifesta pe deplin autoritatea. În al doilea rând v-am spus, ziua Domnului este aproape. Și noi trebuie să trăim în conștiința apropierii acestei zile. În al treilea rând, am spus că va fi ziua răsplătirii unora. Și în al patrulea rând v-am spus că va fi ziua pedepsirii altora. În aceste condiții, vă spun ceva în al cincilea rând. Haideți să ne pregătim pentru ziua aceea. Știți că Dumnezeu ne trimite avize? El face anunțuri. El vine ca un hoț, dar vrea ca să ne pregătim până atunci. Textul nostru asta ne spunea. 2 Petru, capitolul 3. Oamenii zic, nu se întâmplă nimic. Toate rămân așa. Uitând și că a fost un potop și s-a întâmplat ceva. Că Dumnezeu a hotărât să șteargă totul. Și cine i-a stat în cale? Nimeni. Și spune Petru, mai este un alt decret și are o anumită zi de aplicabilitate, când nu cu apă și cu foc
se termină tot. Și zice în versetul 9, Domnul nu întârzi împlinirea făgăduinței lui pentru ai săi, că va fi ziua răsplătirii. Dar de ce tot întârzie? Are îndelungă răbdare pentru voi. Păi n-a venit Domnul anul trecut, că voia să vă mântuiască și pe voi, mă. Nu-i har pentru ăștia care se mântuia anul ăsta. M-a sunat niște frați de la o biserică din Italia, a zis, dă-ne un sfat, uite, avem niște cazuri. Două surori, una botezată, măritată, lăsată de pocăință, alta din familie de pocăiți, nebotezată, și asta recăsătorită. Dar acum vor să se boteze după atâția ani de umblat în lume. Adică una și alta vrea să se întoarcă înapoi. Și încă vreo două cazuri din astea mi-au dat de oi pierdute. Și mă gândesc, uite, Dumnezeu a îngăduit vremea asta să le cheme și să-i cerceteze. Domnul nu întârzie să aducă ziua aceea, dar tot așteaptă să vadă, mai vine cineva. Știți care a fost în aeroportul când îi trecuți acolo în listă, tot anunță, ultima chemare, ultima chemare. Și mă anunță niște nume, să vină oameni. Domnul nu întârzie, dar vrea ca tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni, dar până atunci este vremea potrivită pentru mântuire, este ziua mântuirii, cum scrie Pavel la Corinteni, reluând un citat frumos din Isaia, capitolul 12. Ne pregătim noi pentru asta? Pentru unii pregătirea înseamnă să vină la Domnul, să se pocăiască, așa cum scrie la cartea profetului Isaia, la capitolul 55, de la versetul 6, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase ce rău de calea Lui. Și omul nelegit să se lase de gândul Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. Azi e ziua milei, dar în ziua aceea nu mai există milă. Gata. Ne-am ascultat astăzi glasul Domnului. Că spunea Domnul Iisus că l-a întrebat cineva, citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 13, versetul 23, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Domnul a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mult vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară, veți începe să bate la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Mai deschide pentru cineva? Nu mai deschide pentru nimeni. De aceea eu insist, nu știu ce părere apocaliptice aveți, nu dați oamenilor o a doua șansă, că va fi mântuire și după răpire. Nu le dați o asemenea șansă. Sunt copii ca la școală care știu că dacă profesorul e bun și în vară trec toți la corigență, se lasă pe vară. Nu, la Dumnezeu nu-i bine. Nu există în Biblie vreo asemenea ofertă. Să n-amânăm că nu cunoaștem ceasul plecării noastre de pe acest pământ. Ești tânăr poate și străiești destinul și te gândești că tânăr n-ai să mori. Dar moartea nu își cere buletinul atunci când violează ea căminul, nu ține cont de vârf nici sau minor. Recent a murit un tânăr de 21 de ani din biserica din Lugoj. Făcând o depășire, a fost volanul pe dreapta sărmanul, n-a fost atent. S-a dus. Dacă a fost pregătit, frumos. Dacă nu, tragedie pentru vecii vecilor. Diavolul te face să amâi. Nu știu dacă sunt aici oameni nebotezați. Știți cât este de imperativ să te întorci la Domnul astăzi? Nu, dacă se întoarce vreo boală din asta și sunt amenințări, alte plăci vor veni pe pământ, accidente, boli, câte sunt? Sau și numai faptul să nu te mai cerceteze Domnul? Ce rău îți va părea! Ai ratat ziua aceea, a plâns Domnul pentru Ierusalim, scrie-ne Luca, dacă toți sunt aici, capitolul 19, versetul 41, s-a apropiat de cetate și a văzut-o și a plâns, a zis, dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea,
Vor veni peste tine zile când te vor face vrăjmașii una cu pământul și va fi prea târziu. M-a sunat fratele Eugen zilele trecute, a zis, hai să mergem la o mormântare, femeie din 94 de ani, părinții pocăiți. A amânat de o viață. Și acum la 90 de ani zicea, dacă mă fac bine, mă botez. La 94 de ani, nu s-a mai făcut bine. Și atunci a lăsat măcar cu limbă de moarte să mă îngroape pocăiți, că eu am vrut să mă pocăiesc. Beata femeie. Cei care au intrat într-o relație cu biserica, cu pocăiții, cu cele sfinte care au zis chemarea, vor fi cei mai nefericiți în ziua aceea. Că ei știau, ei puteau, dar uite așa, au mânat diferite motive, alții au băgat de vină. Lasă-i pe alții, tu scapă sufletul, împărăția se ia cu năvală. Azi dacă auzi glasul lui, spune în Evrei 4, nu-ți împietri inima. Fii hotărât și te pocăiești. Într-o biserică din Ardeal, Domnul a descoperit câți urmau să fie la botez. Și frații au zis, atâția nu-i de unde, nici dacă botezăm copiii până la 12 ani, că n-avem atâția în adunare. Înseamnă că trebuie să vină din lume. Dar s-a ani de zile când nu s-a mai pocăit nimeni din lume. Și au intrat frații în post și rugăciune și au început să vină oameni la pocăință. Dar unul nu ieșea la număr și erau toți îmbrăcați în haine albe pe malul Someșului. Și pe când se fie aproape gata botezul, coboară unul așa în viteză pe mulțime, spune, plângând, eu de aici nu mai plec. Eu azi mă botez. Dacă nu vreți, mă botez singur. Gata. Și frații, cunoscând mesajul, băi, ăsta e al 21-lea, cum a zis Duhul Sfânt, hai să-l botezăm. Îl învățăm apoi, că așa e scris, dacă e hotărât, să o facem în numele Domnului. Foarte important. Dumnezeu ne cheamă. Chemați și dumneavoastră. Cum spune acolo când și-a trimis slujicile, chemați să intre să mi se umple casa. Așa, de la răspântii, cum sunt, necăjiți, mai bun, mai răi. Așa scrie acolo în Matei 22, în Luca 14. Că Domnul în care loc pentru noi, și a zis robul acela, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Știți ce v-ați putut pocăi? Încă a mai fost loc, măi. Este un număr de plin. Când nu mai este loc, gata. Dar Dumnezeu știe, dacă ar mai vrea cineva, ar mai face loc, măi, da. Dacă nu mai vrea, parcă așa toate dintr-o dată se vor împlini. Nici nu mai vor, nici nu mai este loc, că Dumnezeu știu dinainte. Dar ne-a lăsat libertatea asta. Unii spun, frate, e predestinare. Oriunde scrie în Biblie de predestinare, țineți minte. Scrie că e o constatare a lui Dumnezeu, că restul nu vor. Dar oriunde scrie ce dorește Dumnezeu, acolo scrie că pe toți îi vrea. Că nu poate Dumnezeu, datorită naturii lui de dragoste, să spună, băi, de ochii tăi nu-mi place. Dar nu le-a făcut pe toți după chipul și asemănarea lui. Așa ce scrie în tăcnul, dorește ca niciunul să nu piară. Că alții sunt rânduiți la pierzare, repet, aceea e constatare, nu-i dorința lui Dumnezeu. Nu el ar fi vrut ca oamenii să ajungă acolo. De aceea și Domnul a plâns pentru Ierusalim. N-ai cunoscut, n-ai vrut. Scrie în Luca 7 despre farisei că au zădărnicit pentru ei planul Dumnezeu neprimind botezul. Dumnezeu să aibă milă. Să ne pregătim așadar pentru ziua aceea. Încheind legământ cu Domnul. Dar noi ceilalți care am încheiat legământ cu Domnul, ajunge atât sau trebuie și noi să ne pregătim în ce fel? Spune în Matei capitolul 7, citesc cuvintele Domnului de la versetul 22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Asta nu înseamnă că trebuie să fie și la nădlac. Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, v-am spus că e ziua aia în care totul se discută pe față, nu mai există taine. Le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut, că voi n-ați fost cu inima curată. Și aflăm uneori cu tristețe așa de câte un om care e fals. În ziua aceea nu vor mai fi falși. Cade spoiala de pe toți. Acum nu știm ce e pe dinăuntru. La Dumnezeu știe? Știe. Focul din ziua aceea va deslipi toate ambalajele noastre.
Și va rămâne fiecare așa cum este, gol, goluț. Păi de adevăratele se vor ști toate. Ne vom pregăti? Asta spune textul nostru. Majoritatea de aici sunteți botezați, pocăiți. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni trebuie să fiți voi? Cât ar trebui noi să fim de pocăiți, cum spune și în Roman 13, cu cât vedem că ziua aceea se apropie? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Deci noi, după făgăduința Lui, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină. Are cineva vreo supărare cu cineva? Are cineva vreun păcat care și-l permite în viața lui fără să caute repede ajutor, să se mărturisească, să fie izbăvit? Fără prihană, fără vină și în pace, cum spune Efeseni 5, cu trebuie să fie mireasa, ziua anunții, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Nu cu mofturi, viclenii, cu lăcomii, cu toate astea. Doamne, ajută-ne să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. 2 Corinteni 7,1, să ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Amin? Fetelor, sunteți pocăite? Întrebați pe fanfariști, dar noi nu sunt aici la locul lor, acum vă întreb pe voi. Și pe ceilalți frasuror mai în vârstă, suntem gata? Suntem curați? Liniștiți? Eu am imaginea scumpei mele soții care a plecat așa, liberă la Domnul. În pace, foarte important, fiecare dimineață să te găsească înaintea Domnului cu dorințe sfinte, fiecare seară într-o cercetare profundă. Și Doamne, dacă vii la noapte, stămâna asta într-o noapte m-a trezit așa o cântare frumoasă, ceva despre ziua Domnului. Și am sărit din pat de n-a mai fost somn. M-am pus și m-am rugat și m-am gândit ce va fi în ziua aceea. Va dispare nu doar somnul, va dispare oboseala. Morții vor străpunge țărâna, noi vom străpunge tavanele. Rămân tavanele, dar vreau să zic că vom ieși noi prin ele, nu știu cum va fi deplasarea aceea, în noua făptură, în noua ființă. Dar pentru ziua aceea trebuie să fim fără prihană, fără vină și în pace și în vederea asta. Trebuie să ne silim. Ce înseamnă asta să ne silim? Și vă recomandăm și dumneavoastră. Dacă veți duceți pocăința de acum, post, rugăciune, citit Biblia, venit la adunare, altfel, încet, încet vă corupe lumea înapoi. Și uitați de lacrimile frumoase ce le-ați avut în ziua de astăzi. Păstrați-le vii amintirea. Că vine Domnul după noi, vine Stăpânul să ne dea răsplata. Ce motivații superbe! În relația mire-mireasă și în același timp în responsabilitatea robului care vrea să dea raport în fața stăpânului în ziua aceea. Să nu fie o surpriză și să ne pregătim și Dumnezeu să ne ajute. Amin. În al șaselea rând, știți ce se va mai întâmpla în ziua aceea? Scrie textul nostru, versetul 10. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Versetul 12. Cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Natura aceasta va fi schimbată radical. Mai scrie și în Roman, la capitolul 8. Vă citesc de la versetul 20, căci firea, adică întreaga natură, a fost supusă de șertăciunii, cu nădejdea însă că va fi izbăvită din robia stricăciunii, care să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Va fi un cer nou și un pământ nou. Păi ce frumos va fi acolo! Ori unde o să ne așezi în ziua aceea? Ce relief va fi acolo? Eu tare sfrământat
De cum va fi frământat? În sensul de doritor, cum va fi atunci, acolo? A sunat un frate și a zis, băi, uite ce masoni ăștia, ce pregătești pe pământ, ce guvernanță, așa. Și după ce și-a spus oful, zic, las că vine Domnul. El mă ascultă puțin și zice, băi, tu zici că ești pe altă lume. Păi chiar că îmi doresc altă lume. Va fi mult mai frumoasă, nu mai circulă virus din ăștia. Nu vor mai fi oameni răi, nu vor mai fi cataclisme. Cum va fi acolo? Evident că suntem mulțumiți oricum va fi. Vorbeam cu un frate și zice, eu sunt necăjit pe ucenici. Zic, de ce, dragul meu? Ori nu l-au întrebat pe Domnul, ori dacă l-au întrebat, de ce nu ne-au scris și nouă să-l întrebe după înviere? De unde au avut haine? Avea nevoie să mănânce? Cum umbla așa? Să știm și noi cum va fi atunci. Dar zice Ioan, se vede că nu l-au întrebat, nu ne-a spus prea multe, că ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Noi schimbați, natura schimbată, întineriți, toate înnoite. Va fi un peisaj extraordinar. Ziua aceea va face o reformă în natură. Dumnezeu care zice și se face, va înnoi toate lucrurile. Așa că să nu fiți foarte, foarte atrași de ceea ce lăsați aici. Astea ne sunt date numai așa. Vă rog să vă imaginați că sunteți pe drum. Nu valorează mai mult casa decât un fel de loc de popas. Și tot ce ai, e o chestiune așa, ca să te ajute de aici până acolo. Mașina care o ai și asta ai făcută numai să te ducă din punctul A până în punctul B. Și în punctul C, dacă nu lăsăm noi mașina. Și vom zbura spre o altă lume, într-o altă realitate. Poate oamenii ne cred utopiști, iluzioniști, visători. Da, dar visele noastre într-o zi se vor împlini. Domnul a zis, scrie în Apocalipsa 21, scrie, fiindcă aceste lucruri sunt vrednice de crezut și adevărate. Eu fac toate lucrurile noi. Știi cine a zis asta? Cel ce șade pe tronul de Domnia. El face toate lucrurile noi. Mărit să fie Domnul. Și în al șaptelea și ultimul rând și-am încheiat. Din ziua aceea nu se mai modifică nimic. Toate rămân stabile pentru vecii vecilor. Spune la Fapte, la capitolul 3, este un fragment dintr-o predică a apostolului Petru, versetul 19, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. Versetul 21, că vor veni vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proști din vechime. Și zice la Evrei, capitolul 12, la versetul 28, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori, spune versetul anterior, tot ce aici sunt lucruri care se clătină. Sau dincoace, la 1 Petru, capitolul 1, versetul 4, ne așteaptă o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, rețineți, numai că vor fi înnoite și se învechesc chiar, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Și așa vor rămânea lucrurile pentru vecii vecilor. Că la cei pierduți scrie în Apocalipsa 14 și fumul lor se suie în sus în vecii vecilor. Și despre noi, de asemenea, că îi vom sluji pentru toată veșnicia viitoare. Merită să dăm ciotul ăsta de viață pentru veșnicia care vine. Bucățica asta, cât îi? Îi cât un vârdeac? E mai mică decât un vârdeac. Cât un virus din ăștia care tulbură lumea. Și că trebuie nu știu câți mii de virus din ăștia să-i pună unul lângă altul să fie numai cât un vârdeac, atâta de mici. Apoi și viața, cred că e tot cam atâta de mică în raport cu veșnicia. Nu merită.
Dar merită să o trăim frumos și să așteptăm pe Domnul și ziua aceea când se vor așeza lucrurile pentru vecii vecilor. Nu te mai dezmoștenește nimeni, nu trebuie să te mai muți, nu te mai supără nimeni. Mi-am amintesc că o familie primiseră de la primărie o casă și a venit un vechi proprietar sau știu eu, în fine, cineva a revendicat-o, a obținut-o și i-a scos pe afară părinții cu copiii mici. S-au mutat undeva pe chirie până în altă, între timp i-a ajutat Dumnezeu și a făcut casă. A mers la ei în vizită, au început copiii să plângă. Dar de ce plângeți? Au venit să ne scoată și de aici. Nu, frate, de la adunare nu ne scoate nimeni. Dar există ceva așa, din casă te scoate, te duce. Pe pământ totul, oamenii fug, uitați-vă cum e acum în alte părți. Am citit despre ce se întâmpla pe Rusia. Fugeau, vine războiul. Oamenii se duc, alții, că în altă parte străiește mai bine. Suntem într-o fugă permanentă, așa, parcă nu ne aflăm locul. Te așezi în pat, nici acolo parcă nu poți dormi până dimineața pe o parte, știi, că bap, te doare, nu știu ce junghiuri, bap, patul, știu eu. Măi, vine vremea când ne vom așeza, se vor așeza toate lucrurile. Și așa ne vom așeza de bine, nu că vom înțepeni acolo, dar va fi atât de bine încât nu mai ai nevoie de altceva, nu mai îți dorești altceva. Va fi o fericire neînțeleasă, nepercepută încă de noi acum. Noua dimensiune a vieții pe care o vom avea. Da, ziua de astăzi țintește la ziua aceea. Să ne ajute Domnul pe toți să ne pregătim. Și vino, Doamne Iisuse, pune Tu lucrurile în ordine și așează-le pentru vecii vecilor. Amin.